Ce caniculă, mă, că astăzi nu depășește 25 de grade în august. Dar nu mai stric filmările cu comentariile mele, mă plimb, mi-e bine. Nu. Asta e, am descărcat aproape un acumulator. Și mai am unul, dar nu mai tot comut, nu trebuie să demonstrez la nimeni nimic. Mă plimb, îmi place, e peste așteptările mele. Dacă pedalez, se șnește mai repede. Hai, v-am pupat, tiktokeri, ca să nu mai zic youtuberi. Youtuberi, tiktokeri, stați, dar nu prea mult. Nu știu, eu fără, n-am conceput viața asta mea până pasionat fără bicicle. Am avut bicicle, scutere. Când am zis cu mere electricul, am acceptat cu căldură și cu nostalgie electricul. Adică vreau să spun că îmi permit, domne, fără să fac mișto de motoare termice, îmi permit să mă plin tot timpul. Nu-i logic. Nu-i logic că încarc 100 de kilometri cu un leu, 1,50 lei. Bucurați-vă de orașul în care sunteți. Apreciați. Las că nu-i chiar așa de rău niciunde. Da, se plânge lumea. Dă seama ce se plânge lumea dacă vara li cald. Du-te la Polul Nord. Ce caniculă, ai mă. Uite-ți. Care caniculă? Care caniculă, domnule? Că vara asta nu a fost 40 de grade. Că stai la climă, tot discut subiectul ăsta, uite că, nu știu, nu mai suport eu lumea sau nu știu ce Dumnezeu se întâmplă în ziua de azi. Se stă la climă? Bun, stai la climă, foarte bine, normal să fie climă unde lucri, sau la Ușan, sau la Lidl. Dar atunci de ce te plângi când ești afară că e cald? Nu e normal să fie cald. Na, am stricat, frate, filmarea cu subiectul meu, bombă. M-a prins roșu. Când frânezi spatele, cât o mână filmezi, îmi frânează electric și fața. Cam cablul ăsta aici. Vedeți? Vă pup. Adică nu sună bine vă pup, că tot aveam obicei să zic pe YouTube vă pup. Dar nu mai zic. Vă salut, vă respect. Nu băgați haterii și comentariile, că ei foc, nu știu, nu iau foc, că știu ce am făcut. Fire groase, tot e simplu. Alimentare, plus, minus, 3 fire din controller, motor, senzori, hall, 5 fire, logic, 2 e alimentarea plus, minus și fiecare fir la cât un senzor. Nu egal 5 fire, am trecut pe roșu, e frumos afară, poliția cu noi, hai, mai tăiați din ele de ale dracu, cu 250 de vați, că nu știu ce. Uite, acolo se-o. Când era mic. Nu aici, aici, pe partea asta. Uite-mă pe mine când era mic. În altă viață. Doamne, o să mor de râs când văd filmarea asta. Romulus și Remus. Și mai un Remus Sebastian. Care e suveran. Dar nu sunt. Dar na, m-a plăcut că rimează, știi? A, ce atâta numere asigurări, mai tăiați din ele de la trecu. Că merg în ce civilizat, doar nu merg ca nebunul. Păi și cursiera, când mă depășește și aia limitată, am schimbat subiectul. Păi nu pot să iau bicicleta să merg mai repede ca asta? Ba pot. Dar ori ne civilizăm, ori... Mai tăiați din ele, mă, nostalgicilor, mă. Cu vrei că dacă iau toți banii sereliștilor, fac o metaforă acum. Plătesc 100 de datoria României, dă-i amendă la motor, nu filmați organele că nu-i bine, mie mi-e bine, tu și cum mă înclin, pe tu compari, a, încă un subiect, dragi tiktokeri și youtuberi, că am filmat, încă un subiect, ce am să zic, încă un subiect, pe nu comparai, da, e faină trotineta, că adrenalină, îmi place, merg, dar nu se compară, men, trotineta. N-ai cum să compari trotineta cu șocul ăsta, e altceva. Ați înțeles? Păi da, uite cum fac. Apare ceva în față, am frânat, o să-mi iau frână full hidraulică în față. Na bun. N-am vrut să mai filmez, dar deja 5 minute de filmare și parcul botanic cât de frumos. La mine e frumos, eu mă plim. Se duce și la ultima linie se duce până în 40 de ore. Eu sunt mulțumit. Credeți că eu nu pot să-mi pun pe acești acumulatori? Nu pot să-mi pun control de 1000. Vrăjeala vine, 1000 nominal. Uite, la Cuba am 800, cică și tot 40 merge. Ilimitat. Na. Nu cred,
nu pot să-mi pun control de 1000, uite controlul aici. Păi ce, nu pot să-mi pun control? Dar pentru ce să-mi arde 70 la oră, că e mult? Mie mă ajunge, 48 când e full încărcat, 45, ba, fuge tot timpul 42 la oră, dar n-ai nevoie de mai mult, știi? Ei, belea, v-am salutat, vă respect, numai bine, mulțumesc pentru vizualizări și că mă susțineți uitându-vă la video. Fain că frânează fața spatele. Na, Timișoara, îmi place. E altceva de ceva, e mult mai curată. Dar nu fac politică, perioada asta e mult mai curată, e un sistem de curățenie mult mai bun. Mult, mult mai bun ca alți primari. Și primul primar din 90 s-a făcut, s-a schimbat liniile, s-a făcut mult. Dar na, fiecare se bate cu pumnul în piept. Haideți să termin cu un cadru mai bun, cu Unirii de care deja îl știți. Aici s-a renovat o clădire foarte faină. Uite, ating un pic, frânează electronic, electromagnetic. Ați văzut că dacă uniți cele trei fire și încercați să învârtiți? Na, uitați ce faină clădirea asta. Frumos, recondiționată. Am poză aici, de acolo, exact de acolo am poză. Cred că o să o caut să pun pe această filmare, să vedeți diferența. Am poză din 2005-2004 cu clădirea asta, exact cu clădirea asta, din unghiul ăsta. Aici era stradă de mașini și aici veneau mașini. Am poză din 2004 cu clădirea asta, am pus pe Facebook și vreau să pun și pe YouTube. Să vedeți diferența, ne? Salutare, numai bine. De toată lumea, faceți-vă singur că iasă calitate peste ce oferă fabrica. Să nu mai spun bicicle de 8.000 de euro, 4.000, că poate se înțelege greșit, că bat o propoă de 2.000, nici 2.000 n-aș da. Vă spun că cu 1.000 de euro vă faceți o bicicle care e peste ce vrea mușchii tăi. Salutare! 7 minute și 20.